Manifestările organizate la Alba Iulia cu prilejul sărbătoririi Marii Uniri au inclus anul acesta, pe lângă tradiționala solia cetății de scaun a Suceavei și un spectacol, o reconstituire istorică cu demnitari turci, ostași și boieri moldoveni, dar și cel mai cunoscut domnitor român, Ștefan cel Mare. Evenimentul s-a desfășurat la finalul unui pelerinaj de 3 zile, pornit din cetatea de scaun a Suceavei, de ziua Bucovinei, pe la Putna, Sighet, Bădăcin și la Gorunului Horea, pentru a ajunge în cetatea albă Carolina. Pentru conducătorul soliei cetății de scaun a Sucevei, medicul veterinar Petre Dulgheru, acesta a fost cel de-al 31-lea an în care a fost prezent la Alba Iulia la evenimentele de sărbătorire a Marii Uniri, cel de-al 11-lea de când duce mesajul cetății Suceava și primul în care s-a transpus în rolul legendarului Ștefan cel Mare, interpretând o scenetă istorică alături de alți 8 suceveni în fața 10.000 de spectatori care i-au aplaudat frenetic și care aproape că nu i-au lăsat să mai plece dornici să se pozeze cu ei și să aibă o amintire de la frumoasa zi de 1 decembrie. Mahomet al doilea, trimis al lui Allah pe pământ, domn al domnilor lumii, stăpân al titlelor omenești, rigă a rigilor, împărat de apus și de răsărit, cel ce binevoiește a dat tignă sau război lumii. Venim de 33 de ani din cetatea de scaun a Sucevei, din țara Moldovei, în țara lui Avram Iancu și Mihai Viteazu, la Alba Iulia pe 1 decembrie, la ziua Marii Uniri, ziua astrală a neamului românesc. Venim din Bucovina lui Ciprian Porumbescu, un mare talent, un mare patriot al secolului al XIX-lea, ca apărător al drepturilor și libertăților românilor din Imperiul Austro-Ungar și de pretutindeni, ca militant al Unirii Bucovinei cu mama România, Ciprian Porumbescu a plătit cu viața fiind martir al neamului. Ca președinte al societății Arboroasa din Cernăuți, a fost arestat și internizat pentru înaltă trădare. A fost scos din temniță după 3 luni de luptă cu autoritățile austro-ungare de un alt mare patriot, Mihai Eminescu. Drumul în căruță pe ploaie și de la Stupca la închisoare din Cernăuți, dar și condițiile grele din închisoare i-au lăsat doar 30 de ani să trăiască. A plecat în cer, lăsând românilor moștenire peste 200 de opere din toate genurile muzicale, amintim. Crainou, balada pentru vioară și orchestră, celebrul cântec patriotic al nostru steag deschis unire, la malurile Putului, altarul mănăstirii Putna, inimă de român, odă ostașilor români. Ultima lui dorință, înainte de moarte, a fost îndeplinită. Pe crucea de la monumentul din Stupca, pe culorile drapelului românesc, este scrisă ultima strofă din cântecul patriotic 3 culori. Iar când fraților mă duce, de la voi și-o fi să mor, pe mormânt atunci să-mi puneți mândrul nostru în tricolor. Atât textul cât și muzica au fost compuse de Ciprian Porumbescu. În 1871, Mihai Eminescu și Ioan Slavici organizează cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la Sfințirea Mănăstirii Putna, o mare serbare unde au fost chemați românii din toate colțurile lumii. A fost o acțiune curajoasă, o chemare la unire, care abia să se înfăptuiască după 47 de ani la 1918. Această serbare, la numai 17 ani, i-a dat posibilitatea lui Ciprian Porumbescu să cânte. A încântat lumea cu vioara lui fermecată, impresionat de ce a văzut la Putna, compune altarul mănăstirii Putna. Pentru noi românii a rămas memorabile cuvintele pe care le-a spus tatălui după ce l-a îmbrățișat. Am cântat, tată, Daciei întregi! La Vatra Dornei, creatorul primei operete românești, este prezent din 1918, prin ceasul din turnul Palatului Administrativ, construit în 1897, care dă ora exactă pe melodia Crainou. La anul se împlinesc 170 de ani de la naștere
și 140 de ani de la plecarea dintre noi, al simbolului Bucovinei de acum 150 de ani. Din prețuire pentru cei doi mari patrioți ai Moldovei, băiatului meu i-am pus numele Ciprian și nepotului Ștefan. Venim în fiecare an să ne închinăm în fața celor care au făcut România mare. Regele Ferdinand și Regina Maria, Iuliu Maniu, artizan al Marii Unii, Iuliu Hosu, cel care a citit rezoluția Uniunea de la 1918, frații Brăteanu din București, Iancu Plondor, Ioan Nistor din Bucovina, Ioan Inculeț și Pantelimon Halipa din Basarabia.